Dumnezeu nu e unul din ăla care se ascunde. Noi ne jucam de ascunselea și ne ascundeam așa de bine cât cei care ne căutau să nu ne găsească. Nu e așa Dumnezeu. Caută-L, că El va veni în calea ta. Te vei izbi de El. Și vreau să declar în această zi că de atâtea ori te-ai izbit de El, ai zis pardon și L-ai ocolit. Că n-ai recunoscut că este El. Și noi, oamenii, suntem așa obișnuiți că atunci când Îl chemăm pe Dumnezeu, El să zică: iată-mă, la dispoziția noastră. Uitând că de câte ori ne-a chemat El și noi am tot amânat. Suntem copii aceia rebeli, ca fiul risipitori, care avem nevoie numai de darurile lui Dumnezeu. Ești mamă și tată aici, măcar de dragul copiilor tăi, interesează-te care e adevărul și spune-le adevărul. Nu-i minți, nu le spune că nu este înviere, nimic nu-i după moarte. De unde știi? Este stânca pe care putem sta în mijlocul furtunii și să avem pace. Faci voia Lui. Ești cel mai împlinit, cel mai binecuvântat, cel mai fericit. Aș vrea să te gândești la Marta, care atunci când a auzit că vine Hristos, nu m-a interesat-o de absolut nimic, nu m-a interesat-o de ce se întâmplă, nu m-a interesat-o de nimic. Și a spus, i-a ieșit în întâmpinare, i-a ieșit înainte pentru că știa că dacă lumea asta are nevoie de cineva, dacă tu ai nevoie de cineva, ascultă-mă în seara asta, ai nevoie de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni! Orice altceva e trecător, orice altceva va pieri într-o zi, orice altceva avem într-o zi se va sfârși. Cel ce e veșnic e Dumnezeu! E Dumnezeu! E Dumnezeu care îți poate da pace! Eu sunt primul care am nevoie de Dumnezeu. Eu am nevoie de Dumnezeu mai mult ca de aer, mai mult ca de oxigen, fiindcă depind de El în fiecare clipă. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare, Tu ești neprihănirea mea și a mea. Poate nu vei reuși niciodată să spui oamenilor despre Dumnezeu. Poate nu vei reuși niciodată să organizezi astfel de evenimente în care oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu și să fie schimbați. Dar poți să te implici alături de Asociația Miros de Cer, oferind sprijin financiar pentru turneul de evangelizare.